Salut! Astăzi vă invit să explorăm lumea pisicilor, împreună cu Eva, la un an și 9 luni. Vom învăța despre cum arată, ce mănâncă și cum mănâncă, unde dorm și mai ales cum se joacă și se cațără pisicile. Totul prin joacă! Joaca de astăzi face parte din programul online de activități pentru copii Baby Language Play al celor de la STURS, Centrul de Cercetare și Dezvoltare a Educației pentru Familie din Timișoara. Am pus linkul spre ei în detalii. Trebuie să vă zic că această activitate ne-a ținut ocupate o oră întreagă. Acum, haideți să vedem de ce materiale avem nevoie pentru această joacă. O farfurie pentru a da pisicilor de mâncare. O carte despre pisici. O carte tactilă. Invită copilul să experimenteze cu degețelele pisica. Aici avem o burtică pufoasă. I-am pus Evei la dispoziție și o minge pufoasă pentru a sublinia blana pufoasă a pisicii. Aici avem colecția noastră de pisici. Pisica Lego, o pisică safari. Iar acestea sunt pisici din colecția Safari, cu 12 pisici. Aici avem un clopoțel. Este de la... din Brad, este un accesoriu din Brad. Aceasta cred că chiar este o minge pentru pisici. O aveam din Pepco și am folosit-o când era Eva mai mică pe post de minge. Un ghem de ață. Întâmplător avem și o pisică pe acest ghem. A observat-o Eva rapid. Am mai folosit și acest set de cărți de la editura Gamma pentru a sublinia ce mănâncă pisica. Mănâncă șoareci. Noi le-am oferit pisicilor noastre și iaurt. Am mai povestit și despre faptul că pisica bea lapte. Dar se pare că în acest set de carduri pisica mănâncă șoareci. Și chiar așa este. Iar aici avem și culcușul pisicii. Aici pisica face nani. Veți vedea în video că punem toate pisicile la nani. Tot pe tema pisicilor, i-am propus Evei să facem și un puzzle cu o pisică. Acest puzzle eu l-am găsit în Pepco. Dintr-o șosetă pufoasă, întoarsă pe dos și rulată, am făcut și un culcuș pentru pisici. Evei i-a plăcut foarte mult să pună pisicile în culcuș și să le pună la nani. Veți vedea mai departe în video că și ea s-a pus la nani împreună cu pisicile. În aceste materiale, am mai folosit și o cădiță de baie pentru a-i face Evei un culcuș pentru pisici. Eva a fost chiar foarte încântată de culcușul ei de pisică. Acum, vă invit în joaca noastră! Haideți! Ciao, ciao, prieteni! Ciao, ciao, prieteni! Ciao, ciao, prieteni! Bine ați venit! Cu ce ne jucăm noi astăzi? Cu surpriza asta? Da, ia să vedem cu ce ne jucăm noi astăzi! Surpriza, surpriza, ce se aude? Ce se aude? Se aude ce? Da? Vrei să vezi? Haide! Unu, doi, trei și... Ia să vedem ce-o fi acolo! Wow! Ce se aude? Papagaie.
Ghem de ață. Ai o pisică acolo, pe Ghem? Da, mâncarea pentru pisici. Ce punem acolo pe farfurie? Papa meu. Punem papa pentru pisici. Și papa să vedem noi ce mănâncă pisica. Ia uite. Hop, 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 hop. Hop. Uite, dăm. Dăm șoricelul la pisici. Ce ai mai găsit acolo? Ai găsit un puzzle. Îl pui aici? Să vedem. Ia uite capul și picioarele. Așa. Acolo. Nu eu, ni mama. Le pui tu acolo pe jos. Așa, capul. Și uite, pune aici picioarele. Nu eu. Uite. Hopa! Ceau, pisica. Punem pisicile la nani. Ce nani acolo pisica? Ne face una? Miau, 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 miau. Am prins-o! Am prins-o! A fugit, a fugit, a fugit, a fugit, a fugit! Am prins-o! Am prins-o! Vrei și tu? Unde-i, unde-i, unde-i? Uite, 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 uite! Unde-i, unde-i? Le pui la nani? Asta eu. Și cealaltă pisică? Ai găsit-o? Faci și tu nani? Faci și tu nani cu pisicile? Le pregătim papa? Le punem iaurt la pisici? Nu. Nu? Le dăm lapte? Au venit pisicile la iaurt. Beba. Da, la iaurt. Făcuți iaurtul? Acum le-am dat iaurt. Data viitoare o să le dăm lapte. Cum, papa, pisicile, uite așa, cu limbuța direct? Încerci și tu? Cu limbuța direct? Nu vrei? Da, cred că uneori pisicile își bagă și lăbuțele în lapte și apoi papă cu lăbuțele laptele. Hai, des cu toții să facem curat. Hai, des cu toții să facem curat. Unul lângă altul.
altul, să ne ajutăm unul lângă altul, nu să eu. Ne și distrăm. Nu eu. Mai vrei să ne mai jucăm? După ce ne-am jucat, facem noi. Vine și mama. Dacă ți-a plăcut acest video, apreciem un like și un share pe Facebook pentru ca mesajul să ajungă la mai multă lume și mai mulți copii să se bucure de astfel de jocuri. Nu uita să dai subscribe canalului pentru a fi anunțat atunci când ne revenim cu un alt video nou. Ne vedem zilnic pe Facebook, pun link-ul în detalii. Până data viitoare, bye bye!